Vechiul bazin din zona Badea Cărțan, care an de zile a zăcut în paragină, este acum distrus de utilaje. De asemenea, și alte zone din întreg complexul Badea Cărțan vor fi puse la pământ. Lucrările de demolare fac loc sălii polivalente, care ar urma să fie construite la Constanța. Însă utilajele distrug și spațiul verde din vecinătatea bazinului. Sala polivalentă va avea o capacitate de 5.000 de locuri. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 68 de milioane de lei, iar lucrările trebuie finalizate până în 2022.